piața de vechituri. Nu știu, e o plăcere de-a mea, frate. Mă duc, mai dai de chestii mișto. De obicei nu cumpăr nimic, doar ca zgura, dar îmi place mie așa să mă uit. Deci am un stil de a face videourile așa cumva în ordine, știi? Adică într-un video povestesc de chestiile ce le-am pățit sau le-am așa până să le înregistrez și după aia le amestec și le public total random. Și toată lumea mă întreabă, bă, dar ai zis că nu știu ce, bă, da. Dar astăzi a zis că plouă și... Mie nu mi se pare că plouă. Dar deja oamenii s-au activat, bă, hai să mergem, să ne ducem, să ne plimbăm, dar... La ora 3 sunt 100%, sunt 100% șanse să se plouă. Și acum iară o grămadă de comentarii, bandit, ai trecut pe roșu. Când de fapt este verde, intermitent la dreapta, dar na, când n-ai permis, nu te pricepi, știi? Dar de comentat, bați acolo din tastatură, băi banditul, hai că-ți explic eu cum stă treaba cu viața, tu, tu, tu. Eu stau aici și bat din tastatură toată ziua. Ce să-i faci, bă, ce să-i faci, la toți din greu? Dar nu la toți, nu, la fel. Aș vrea uneori să am un zoom așa pe cameră, știi, să dau zoom pe... Pe ce mai văd eu prin jurul meu? Dar n-am. Am. Fii asta că semnalizez ce se întâmplă. Te lasă, motocicliștii ăștia răi au suflet. Nu o să-ți vină să crezi. Rămâi prost. Fail. De când nu mi-a mai murit motorul. Very nice. Au venit dâmbovițenii la Brașov și au parcat motoarele în stradă. Da, aparent băieții care stăteau acolo și au lăsat motocicletele în stradă au scris pe motocicleală și pe un grup de Facebook au anunțat că de fapt s-a stricat releul de încărcare și dacă are cineva un încărcător și apoi, ia uite, mamă, ce e aici, tati, poți să îi las așa, nu? Pe băieți. Așa că m-am urcat pe motor chiar dacă trebuia să plecăm la Sfânta Ana, deja eram pregătiți, echipați, tot fain frumos. Le-am zis la băieți, aștepte 10 minute să mă duc să le duc încărcătorul oamenilor. La redresorul în ghiozdan. Mergem să vedem ce rezolvăm. Da, mă, parcați și aici, că doar ce dracu. Covazna, ca la Covazna. Iată-l. Doamne, bă, băiat. Fain la oraș, mă, Covazna. Fain, nu? Femeie. Pă, dreapta, aici-o. Aici astăzi prunci. Salut! Salut, salut! 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 Hai că a rezolvat-o parțial. De ce? A ajutat ei să pus colegul să ducă bateria la un la de garaj. A, ah, am înțeles. Hai, tot am și... Păi și? Ați rezolvat-o? Păi da, s-a dus să pună bateria, l-a încărcat, să o lase acolo și să meargă pe baterie până acasă. Mhm. Putea. Dar nu putea să o porniți împinsă? Am pornit-o împinsă, a. S-a oprit, am pornit-o iar, s-a oprit. N-a mai fost nevoie că deja s-au dus cu ea la servis. Am încercat. E nașpa așa când rămâi într-un oraș, știi? Și de asta e mișto să fii motociclist, că mie îmi place să ajut. Și când pot, de ce nu? De acolo să faci dreapta. Super, super. Ce să zic? Audi. Audi, dar nu vedi. Da, ce să vă mai povestească, fratele bandit? A, da. O întâmplare care nu este chiar așa de amuzantă. Am ținut-o minte. Eram la Belvedere, numai ce dădusem o poiană cu răposatul bandit, pe care o să-l repar. Și m-am oprit la Belvedere să îmi trag puțin sufletul. Motocicleta încinsă, tot fain frumos. Vine o doamnă, cred că bunicuță era, cu un prunc. Cu
copilul că vreau și eu să mă uit la motociclete și m-a întrebat doamna, știi, de ce se poate să ne uităm? Zic, da, se poate. No. I-am zis doamnei să nu pună mâna, pentru că știam că e încinsă motocicleta și arde oriunde pui mâna și cadrul și toate astea erau încinse. Era și cald afară, toba sigur ardea pentru că m-am dat un pic mai tinerește. Prin urmare i-am zis să nu pună mâna că mușcă. Bine, ce face doamna? Lasă copilul pe lângă motocicletă. Eu stăteam pe telefon, nu știu ce povesteam cu cine. Și doamna se întoarce la un moment dat, se uită ea la peisaj. Ok. Moment în care puștiu ce face. Pune mâna pe tobă. Bă, da, a lipit-o așa. Și toba aia când se încinge, nu știu, cred că trece de 130 de grade. Așa s-a ars copilul și a început să țipe și eu nu văzusem, știi? Și m-am văzut că a început să urle. Și zic, na, de ce țipă copilul ăsta, cum zicea doc, de ce țipă femeia asta? Moment în care doamna zice, vai, dar ce s-a întâmplat? Păi, ce s-a întâmplat? Ce v-am zis? Aveți grijă să nu pună mâna. Nu era... Adică eu am văzut că femeia stătea lângă el. M-am întors și mă uitam în telefon, povesteam cu cineva. Doamna ce a zis? E, las că copilul, știi, se descurcă el singur. Avea vreo 2 anișori, era micul stare. A început pruncul să urle, că a pus mâna. Și da, nu s-a ars tare, dar a fost suficient cât să femeia să-l vadă bine. Păi da, dar tu nu ești atent, zic, femeie, nu e copilul meu în primul rând. Și nu e responsabilitatea mea, adică... Eu ți-am zis, mi-am făcut treaba, mai departe e pruncul tău, dar nu să te învăț acum cum să-ți crești copilul, nu? Da. Și așa a fost. A plecat doamna supărată pe mine că i s-a ars copilul pe tobă. Ok, bine. Dacă zici tu, eu îi fi ăla rău. Da, și așa a fost. Ce mișto e motocicleta asta că... Chiar dacă te oprești de tot, nu trebuie să pui picioarele jos atât de echilibrate. Stai să-ți cântai calea, nu? Ok, mersi, Dea. Hai Moldova. Moldova pentru care număr de Moldova. Bă. De ce pui frână? Brăila. A. Vrei să garezi? Așa vrei? Anunță. Mă văd așa în oglindă și motocicleta asta pare pe mărimea mea, frate. Ăi, de capul meu, pe ce mergi, bă, Bacău? Bă, păcură? Euro 7. Te-ai băgat ca bău. Mai și pune frână, știi că dacă trecea n-avea nimic împotrivă. Că am încetinit, că mă aștept că aici sunt proști și pune frână să uite la mine. Ce se aștepta, să intru la el în mașină? Stai în geam? What the fuck? Hei, Harghita, ce-ai în cap? Turuță. Respir, aerul greu de atâți ani și tot jegul. Resping, cu haldă tupeu, autorități și orice reguli. Bat străzile astea în lung și lat, sunt la curent ca un trolebuz. Bat palma și apoi fac un blat, te calc în picioare, eu nu mă scuz. Beton.